Vocea Creștinilor Live Locul unde se face auzită vocea ta Prezintă Dialoguri și interviuri cu invitați speciali Voci din lumea creștină Cu moderatorul Ciprian Luca Iar de ultima oră din România și întreaga lume. website creștinilor.com. Informații utile din lumea creștină. Vocea creștinilor. Vă spunem bună seara și pace Domnului! Suntem în a doua emisiune în această zi și din nou îl avem pe fratele pastor Lazar Gog din Statele Unite. Frate Lazar, mă bucur că ați ales și în această seară să fiți alături de noi. Este zi la dumneavoastră, dar cu toate astea, um, harul și pace Domnului este cu noi acolo unde suntem în toată lumea. Amin! Vă salut pe toți și vă binecuvinteze numele Domnului pe toți! Amin! Amin! Da. În această seară este practic, frate Lazar, este ultima seară, pentru practic vinerea viitoare suntem aici în Arad cu ajutorul Domnului. Ne vom vedea uh, pentru prima dată în radio Eu personal nu v-am văzut niciodată în realitate, dar. Eu, practic, <laughs> Pe seară, dumneavoastră. Așa este. Și vom fi aici la Rad săptămâna viitoare, bine seara între 6 și 8 vom fi la Biserica Harvest Pentru că vom începe în practic să oferim mapele și ecusoanele și Așa că încă mai aveți timp, stimați ascultători, dacă sunteți din zonă sau din România și, sau din afara țării și doresc să fiți parte cu noi la această conferință sâmbătă viitoare 25-26 februarie la Rad avem conferința Vocea Creștinilor. Gazele noastre sunt Biserica Harvest. Noi suntem organizatorii și invitații noștri sunt alături de noi fratele Lazar Gop și fratele Florin Antonie din Londra. Bun, începem în această seară cu un mesaj pe care l-ați pregătit, fratele Lazar, Israel și Iran în vremurile de pe urmă. De da. a începe așa să ne rugăm? Este cel mai înțelept și facem aceasta. Te, te binecuvântăm, Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, și în numele Domnului Isus Hristos și a Sfântului Tăl Duh, te rugăm cu zmerenie să fii cu noi și la această emisiune, în acest ceas de seară, în România și Europa, și din zi aici, în Statele Unite. Doamne, încredințăm viața noastră și slujirea noastră în mâna Ta și mărturisim, Tată, din ceruri, ca întotdeauna, dependența noastră totală de Tine și de Duhul Tău cel Sfânt. De aceea Te rog, Doamne, fă ca Duhul Tău să fie peste noi, Doamne, activează-ne memoria prin Duhul Tău și ajută-ne ca împreună și în această emisiune să putem să slujim de laudă gloriei Tale, Doamne. Vrem să învățăm adevărul tău, pentru că Amin. vrem să fim pregătiți pentru venirea ta glorioasă și vrem să fim parte din această venire, Doamne Dumnezeule, așteptând răpirea bisericii tale din care noi suntem parte. Chem numele tău peste fratele Ciprian și casa Amin. lui, peste emisiunea care o face și peste toți colaboratorii cu care face această transmisie, Doamne. Amin. Și chem numele tău aici, Doamne Dumnezeule, peste casa mea și peste biserica Emanuel peste Peter astăzi, Doamne, și că nu este cu noi, dar te rog să te îndur tu de noi, Doamne, de toți, că și toți avem nevoie de mila ta, toți avem nevoie de o atingere specială din partea ta. Amin. Atinge inimile ascultătorilor, Doamne, și mintea lor să priceapă tainele cuvântului tău și ale adevărului tău și fă Doamne, împreună, ca o știre puternică să-ți rămânem credincioși, zidiți pe cuvântul tău pentru gloria și onoarea ta. Amin. Amin, amin. Și în această seară, cum ziceam, suntem în direct pe platforma Vocea Creștin. Dacă ești pentru prima dată, nu uita să te abonezi, pentru că numai așa poți să pui întrebări și poți să fii în contact cu noi, cu comunitatea atât de minunată și în această seară. Și cum spuneam, este ultima seară din această săptămână și totodată, spunea viitoare, nu o să facem primisiunea pe frate lază, pentru că vom fi aici în Arad nu uita să distribuie emisiunea și totodată să apreciez emisiunea Pentru că numai așa noi putem să avansăm că acest material, această emisiune să fie vizualizată de cât mai multă lume Orice distribuire ne ajută să fim cât mai, cât mai departe cu provoderea Evangheliei Totodată, dacă sunteți cu noi pe Facebook, nu uitați să avem și canalul Vocea Creștină pe YouTube Transmitem mai multe locuri ca să fie cât mai vizualizat canalul Mulțumim! Fiți binecuvântați! Frate Lazar, aveți... Microfonul. Ia mulțumesc mult, mă bucur să fim din nou împreună, și mă bucur să putem să învățăm împreună cuvântul Domnului. Tema noastră de astăzi este o temă foarte sensibilă pentru că vorbește despre cel puțin două aspecte esențiale. Unul, și cel mai mare, este biblic. Biblia are multe informații despre relația Israel-Iran. Și al doilea aspect este unul politic, contemporan. Trebuie să recunoaștem că pacea lumii este legată de situația din Orientul Mijlociu. Și acolo, în Orientul Mijlociu, o sursă continuă de tulburare și de instigare a relațiilor internaționale, de sponsorare a terorismului internațional, este Iranul. Uh, nu este o exagerare din partea noastră, nu este un prejudiciu la adresa Iranului, este o realitate despre care vorbește presa mondială și care poate să fie dovedită cu uh, atâtea aspecte practice observabile în jurul nostru. Astăzi, în prezentarea mea, aș vrea să ne uităm puțin în istoria relațiilor dintre Israel și Iran, apoi în aspectul contemporan al acestor relații, și care este, practic, cauza fundamentală a tensionării relațiilor dintre. Iran și Israel, Israel și Iran, în aceste zile din urmă, pe care noi le trăim prin harul Domnului, pregătindu-ne pentru venirea Domnului nostru Isus Hristos. Istoric, Israel a avut relații bune cu Iranul, cu Persia, cum era cunoscută mai, mai mult în istorie. Și uh, relațiile acestea bune cu Persia, cu Iranul, Iranul se numește din anul 1935 încoace, uh, când s-a reorganizat uh, și a fost uh, o monarhie condusă de un rege numit Shah, Shahul Iranului. Uh, relațiile lui Israel cu Iranul au fost relații bune până în anul. 1979, când șahul Iranului, regele Iranului, a fost alungat din țară la instigarea uh, extremiștilor religioși iranieni uh, conduși din Franța, din Paris, de uh, Ayatolahul Rudolah Khomeini, acesta a venit în țară în 79 și uh, a schimbat structura țării, a transformat-o într-o republică islamică, și în felul acesta uh, relațiile cu Israelul s-au schimbat. Dar până la data aceea, Iranul avea relații de pretenie, schimburi de ambasadă, relații de colaborare cu Israelul. So, istoria relației Iranului cu Israel este în felul următor. Am să vă prezint câteva date care cred că sunt esențiale pentru ascultătorii noștri, pentru că acestea vorbesc despre evoluția relației dintre cele două țări. În anul 550 înainte de Hristos, istoria spune că. Cirus cel mare a devenit uh, rege în uh, Persia. Sigur alături de Darius. Uh, Darius era numărul 1 și uh, după ce au cucerit Babilonul în 539 înainte de Hristos, Darius, Cirus, uh, Darius a mai domnit un an de zile Uh, și istoria spune că a predat uh, conducerea Imperiului Persan, Darius, lui Cirus uh, și aceasta a făcut-o ca și un dar de nuntă pentru Cirus. Uh, Cirus a devenit uh, ginerele lui Darius și uh, Darius a mai trăit puțină vreme și apoi uh, a, a murit. În anul 538, Înainte de Hristos, deci după, la un an după ce Cirus s-a urcat literalmente pe tronul Persiei, în Babilon, el a dat uh, decretul potrivit căruia evreii pot să se reîntoarcă în Judea, uh, așa cum a profețit uh, Ieremia și cum a profețit Isaia despre el, că el va fi un uns al Domnului care va împlini planul lui Dumnezeu. între anii 480 și 473, deci în perioada aceasta de timp a avut loc uh, uh, mișcări speciale în Imperiul Persan și uh, împăratul Xerxes. Uh, de este cel care se căsătorește cu Estera și aceasta devine împărăteasă, o evreică. Și împăratul Xerxes, numit și Ahasveros în anumite scrieri, este de asemenea instrumental în procesul de refacere a regatului lui Iuda. În anul 444 înainte de Hristos, regele Artaxerxes al Persiei îl autorizează pe Nemia să se întoarcă în Iuda și să supravegheze reconstrucția orașului și uh, a templului. Apoi, istoria continuă și vine în timpurile contemporane, în martie 21, 1935, Persia se reorganizează ca și cele mai multe uh, teritorii din uh, peninsula arabică și din jur, ne fiind un stat arab, dar este un stat musulman, și schimbă numele în Iran. Cum vă spuneam, între 1978 și 1979, uh, Ayatollahul Rudolaf Khomeini, care este exilat în uh, Franța în perioada aceasta de timp, reușește să motiveze uh, o mare parte din populația uh, iraniană, și se produce Revoluția Islamică din Iran. În aprilie 1979, numele țării este schimbat din uh, Iran în uh, Republica Islamică Iran. Apoi. Uh, vorbind din perspectiva noastră a americanilor, în noiembrie 4, 1979, în tentativa lor de a intimida lumea, iranienii islamici ocupă ambasada Statelor Unite și personalul care era acolo la ambasadă și 52 de ostatici și țin ostatici acest, acest grup de americani timp de 444 de zile până când în 1981 președintele Ronald Reagan a preluat președinția de la Carter, președintele Statelor Unite și una din discursurile lui Reagan a fost aceasta dacă nu am telefon din Teheran până la încheierea discursului meu de preluare a președinției Statelor Unite. Nu am telefon că toți ostatecii sunt liberi și sunt în drum spre Statele Unite. Iranul va gusta mânia Statelor Unite. Și în timp ce mi-aduc aminte foarte bine, în timp ce președintele Reagan ținea discursul de uh, inaugural de preluarea președinției Statelor Unite, a spus: În momentul acesta în care vă vorbesc, sunt informat că o noștri sunt în drum spre Statele Unite. Uh, Iranul a înțeles că Reagan nu este un om cu care se discute în stilul în care s-a discutat cu uh, înaintașul lui Reagan, cu Carter. Și, de fapt, Reagan a fost și instrumental în dezbinarea Imperiului Comunist, mai ales a celui sovietic, pentru că politica lui Reagan a fost una de dezvoltare a bazei militare americane într-o manieră necunoscută până la momentul acela. Și lucrul acesta uh, i-a determinat pe ruși, Uniunea Sovietică, să facă și ei la fel să investească mult în dezvoltarea bazei militare, însă resursele lor financiare au fiind reduse, au făcut ca sistemul comunist sovietic să se prăbușească economic. În 1982, este important ascultătorii noștri să știe, pentru că vorbim despre relațiile cu Iranul, și să nu, nu numai ale lui Israel, lumea este afectată de ceea ce eu vă spun. În 1982, Iranul fondează un partid religios, politic, Hezbollah. Aceștia au baza în sudul Libanului, deci foarte aproape de Israel, și de asemenea au baze în Siria de astăzi, și scopul acestui partid politic, religios. Este ca să fie un spin în costa Israelului, și în cazul unui conflict militar între Israel și Iran, Hezbollah să fie mâna care să lovească de lângă Israel și să grăbească sfârșitul lui Israel. În anul 1987 se întâmplă un fenomen interesant. Și anume, Iranul uh, intră în uh, posesia uh, tehnologiei centrifugelor care îmbogățesc uraniul pentru pregătirea armei nucleare. Un uh, savant uh, pakistanez, un inginer care a lucrat la industria uh, atomică pakistaneză, și care a devenit un renegat pentru Pakistan, s-a refugiat în Iran și a vândut Iranului informații cu privire la cum să construiască uh, centrifuge pentru îmbogățirea uraniului, uh, în vederea pregătirii unui, uh, unei bombe nucleare sau mai multe. La aceasta s-a adăugat faptul că în 1995 Rusia a contribuit la dezvoltarea unei uh, baze nucleare în Iran, la Bushehr, în sud-vestul uh, Iranului, uh, aproape de uh, strâmtoarea Hormuz, prin care circulă uh, producția de petrol uh, a Orientului Mijlociu. Uh, rușii au investit atunci 800 de milioane de dolari în uh, această centrală nucleară. Uh, și de atunci ajută Iranul, și pe lângă ruși, de asemenea Coreea de Nord ajută Iranul la acest proces de îmbogățire a, a uraniului pentru ca, în final, Iranul să poată să construiască bombe nucleare. Sigur că masca sub care ei. Uh, folosesc aceste centrifuge ca să îmbogățească uraniul să l ajungă la grad de bombă nucleară. Masca este nevoi energetice și nevoi medicale de cercetări științifice, însă acestea nu potrivesc cu declarațiile pe care Iranul le face continuu la adresa Arabiei Saudite și la adresa lui Israel. Comunitatea internațională, în special Statele Unite, Uniunea Europeană, de asemenea și ONU, au intervenit în, în a preîntâmpina Iranul să ajungă să îmbogățească uraniu prea mult și să aibă mai mult decât nevoile Energetice despre care ei vorbesc, au reușit să facă o înțelegere parțială, dar o înțelegere în care Iranul a dominat și a dus în eroare partenerii cu care a negociat, ceea ce l-a făcut pe președin, fostul președinte american, Donald Trump, să renunțe la pactul făcut între Statele Unite și Uniunea Europeană și ONU. Cu privire la înțelegerea cu Iranul, la îmbogățirea uraniului și a ieșit din acest pact, și de atunci lucrurile s-au complicat foarte, foarte mult. Așa că ceea ce s-a întâmplat este că a intrat Israel pe fir, ca să zicem așa. Pentru că Israelul a înțeles dacă Iranul. Ajunge să aibă o bombă nucleară. Primul atac pe care Iranul îl va putea face este împotriva lui Israel, pentru că distanța este mică între Israel și Iran, 900 de mile, pe când un atac împotriva Americii, cum amenință mereu, este mai greu de realizat, pentru că sunt 5.000 de mile distanță între. Washington și Teheran. Nu înseamnă că nu se poate întâmpla un atac, dar este mai ușor să lovești într-o zonă mai apropiată decât într-una mai îndepărtată. Și atunci Israel a intervenit în mai, multe, în mai multe feluri. Primul fel în care Israel a intervenit a fost atac cibernetic. Asupra centralelor nucleare uh, iraniene. Iranienii au șapte baze, șapte centrale nucleare de îmbogățire a uraniului, și uh, serviciile de spionaj israelian au reușit să infiltreze uh, aceste centrale și să dezvolte un virus cibernetic pe care uh, în 2010 l-au lansat și au virusat centralele nucleare iraniene, dând înapoi producția de îmbogățire sau puterea de îmbogățire a uraniului cu luni de zile sau chiar cu ani de zile, pentru că Iranul să nu poată să ajungă imediat să facă o bombă o bombă nucleară. Deci Atacuri cibernetice. Și la aceste atacuri cibernetice pe ale Israelului s-au alăturat și americanii, și ei au trimis un al doilea virus în anul 2012, făcând ca peste 30.000 de computere iraniene să fie afectate și sistemul de îmbogățire a uraniului să fie dat. Dat înapoi în Iran. Să nu uităm că în cele, șapte centra, în cele șapte zone în care Iranul are centrifuge pentru îmbogățirea uraniului, sunt peste 10.000 de centrifuge. Este un număr impresionant dacă vor să aibă uraniu numai pentru sistemul energetic, pentru producerea energiei electrice, de exemplu. Uh, nu e nevoie de 10.000 de centrifuge. Uh, plus că aceste centrifuge sunt uh, construite în uh, zone muntoase, la adâncimi mari, uh, sub munți, sub pământ, pentru ca să fie în afara uh, posibilității de uh, un atac din partea lui, uh, lui Israel. Pentru că iranienii știu acest lucru. Primii care au încercat să facă o centrală nucleară ca să producă bombă au fost irakienii, pe vremea lui Saddam Hussein. Și Israel a luat măsuri și a nimicit toate instalațiile nucleare ale Iranului din timpul lui Saddam Hussein. Apoi, comunitatea internațională nu a cunoscut până când faptul a fost cunoscut, publicat la urmă. Siria, în colaborare cu Coreea de Nord, au pus bazele unei centrale nucleare în Siria, care să ajungă să poată să producă o bombă nucleară. Serviciile de informație israelene au aflat lucrul acesta, Mossad și au nimicit pentru un atac fulger toate instalațiile siriene și nord-coreene pe această pe această temă. Abia după ce s-a produs acest atac și au fost nimicite și Siria a început să comenteze că Israelul a violat teritoriul aerian al Siriei, Israel a făcut de cunoscut comunității internaționale ce, ce s-a întâmplat în Siria, și comunitatea internațională a fost luată prin surprindere, nu cunoștea acest adevăr că Siria lucra la o bombă nucleară. Deci, Iranul știe, pentru că ei amenință de fiecare dată că după ce vor pune mâna pe o bombă nucleară, deci nu se sfiesc președintele Iranului și mai ales Consiliul Suprem al Revoluției Islamice, care este conducerea supremă a statului, Consiliul Suprem format din cinci ayatollah, în fruntea cărora acum este ayatollahul Khamenei. Ei afirmă mereu că doi pui de satan trebuie să nimiciți pentru ca ei să poată să conducă și să dicteze Afacerile lumii. Este satanul cel mic care este Israelul și trebuie aruncat în Mediterana. Este un cancer, asta este termenul, limbajul pe care ei îl folosesc. Este un cancer uh, pe existența relațiilor internaționale, în Orient și mai ales în Orientul Mijlociu și trebuie extirpat. Și apoi satan cel mare care este America și care suportă. Israelul, în eforturile lui de a dezvolta o democrație care să țină în control statele din Orientul Mijlociu, a căror situație politică este foarte volatilă. Prin urmare, în planurile iraniene, se are în vedere că într-o zi un conflict cu Israelul este inevitabil. Și iranienii, de asemenea, gândesc că acest conflict nu va fi numai al Israelului, americanii se vor alătura acestui conflict prin care să fie uh, anihilate centralele nucleare iraniene. Și din această cauză. Ele sunt construite, cum am spus, în șapte locuri diferite, muntoase, cea mai mare centrală fiind la Bușer, în sud-vestul Iranului, în ținuturile Elamului, antic, și care, cu care centrală și bază de lansare a rachetelor Iranul controlează așa numită strâmtoare Hormuz. Deci în Golful Piersic, este centrul și stăntoarea Hormuz, prin care circulă tancurile petroliere care duc petrolul din Kuwait, din Arabia Saudită și din țările Golfului, inclusiv din, din Iran. Dar, pentru ascultătorii noștri, trebuie să fac următoarele afirmații. Zilnic, între 14 și 20 de tancuri petrole uh, transportă petrol prin strâmtoarea Hormuz. Uh, dacă iranienii, și au amenințat mult că vor uh, închide strâmtoarea Hormuz, dacă iranienii minează zona aceasta, care are numai 20 de mile uh, lărgime. Uh, și împiedică vasele acestea 14 20 de tancuri petroliere zilnic aceste tancuri petroliere uh, zilnice care circulă prin Sfântarea Hormuz uh, suplinesc Suplinesc uh, necesarul de 20% din consumul mondial zilnic de petrol. 20% din consumul mondial zilnic de petrol este imens, este imens prin strâmtoarea Hormuz. Uh, și, de asemenea, suplinesc 40% din uh, petrolul mondial zilnic transportat pe apă. 40%. Uh, o boicotare a strâmtorii Hormuz, deci aici este marea problemă: o boicotare a strâmtorii Hormuz sau o uh, minare a strâmtorii pentru ca vasele să fie uh, nimicite care circulă pe aici, sau să nu poată să vină israelienii și americani și să circule cu submarinele prin strâmtoarea Hormuz. Uh, Controlând mișcările militare iraniene, ar face ca prețul petrolului să crească peste noapte, imens de mult, și așa e scump la ora actuală, odată, și economia mondială să fie afectată, pentru că, încă o dată, 20% din producția zilnic de petrol. Asta înseamnă 20 de milioane de barili de petrol zilnic, mai mult de atâta, să fie blocați și să nu mai poată să ajungă să satisfacă nevoile energetice ale lumii, boicotează economia mondială. Sub situația din Iran și în special din Golful Persic, strâmtoarea Hormuz, este una foarte, foarte volatilă. De aceea, israelienii, împreună cu americanii, s-au gândit la mai multe opțiuni de a boicota sau de a preveni Iranul să își facă toate planurile de a controla industria energetică mondială, mai ales petrolul în cazul de față. Odată sunt atacurile cibernetice. A, al doilea lucru pe care evreii l-au făcut și nu s-au dat înapoi, au fost asasinate, mai multe asasinate împotriva oamenilor de știință iranieni care a, a, aveau o poziție cheie în dezvoltarea a, bazei nucleare iraniene. Au fost asasinați în Teheran, au fost asasinați în. A, în Bahrain au fost asasinați în călătoriile lor clandestine, urmăriți îndeaproape de serviciile israeliene de spionaj, de Mossad, au fost îndepărtați pentru ca să se dea înapoi toate posibilitățile de îmbogățire a uraniului. Deci, atac cibernetic, asasinate și în final Israel Știe că va trebui să intervină militar. Ca să intervină militar, Israelul are trei opțiuni. Și când spun trei opțiuni, din punct de vedere militar, între Tel Aviv și Teheran sunt 1300 de mile, iar avioanele militare de care dispune Israelul sunt avioane americane și avioane israeliene foarte performante, însă capacitatea lor de a zbura distanța aceasta este redusă dacă nu sunt alimentate cu combustibil în aer. Iar posibilitatea aceasta de a menține mereu avioane cu încărcătură cu combustibil care să întâmpine uh, flota aeriană israeliană, care ar zbura spre Teheran și înapoi, spre bazele militare iraniene și înapoi. Uh, sigur că este greu de menținut în aer, pentru că și uh, iranienii la ora actuală dispun de un sistem uh, uh, militar uh, foarte bine pus la punct s-au împrumutat și au fost dotați masiv de către ruși, se folosesc și de sistemul de satelit, de spionare prin satelit ai rușilor și urmăresc mișcările militare americane și mișcările militare iraniene. Și de aceea este mai greu de menținut avioane în aer ca să poată să fie o mișcare rapidă între Tel Aviv și Tehran la un atac uh, militar cu bombe uh, cu avioane. Și atunci uh, uh, israelienii au uh, trei posibilități. O posibilitate este să atace Iranul prin Turcia. Uh, dar turcii s-au uh, dovedit uh, la în ultimii, cel puțin în ultimii cinci ani de zile, s-au dovedit uh, Necooperanți, ei aveau relații bune cu uh, Israelul, cu Tel Avivul, cu Ierusalimul, dar au stricat aceste relații pentru că Turcia s-a apropiat tot mai mult de Rusia și de Iran. Și prin Turcia este drumul cel mai lung ca să atace, de 1300 de mile. Al doilea, a doua posibilitate pe care. Uh, Israelul o are ca să se apere și să paralizeze puterea nucleară iraniană este să atace din uh, Arabia Saudită. Este surprinzător pentru ascultătorii noștri că Arabia Saudită care încă nu recunoaște existența statului evreu dar care la ora actuală este în faze avansate de, tratat, de uh, tratative pentru a face parte din uh, uh, Abraham Accord care să deschide relații diplomatice cu Ierusalimul, Arabia Saudită a încuvințat Tel Avivul și le-a dat aprobare să folosească bazele lor militare de aterizare și de colare. Pentru avioanele militare israeliene, și fiind în costa Iranului, deci este mai scurtă distanța, ar putea face incursiuni rapide de bombardare, se întorc înapoi, se încarcă și cu bombe, și cu petrol, și pleacă înapoi. Arabia Saudită este interesată în, într-un astfel de plan militar israelian, pentru că, așa cum vă spuneam în alte împrejurări, Arabia Saudită se teme de Iran și Iranul amenință mereu Arabia Saudită. În vederea religioasă a Iranului, Arabia Saudită, deși este centrul internațional al islamismului sunist, Meca, Arabia Saudită este considerată ca o țară apostată față de sistemul religios islamic al Iranului, care sunt șiiți. Am să vă explic aceasta puțin mai încolo. Există însă și o a treia posibilitate foarte uh, nouă și anume, uh, din informațiile pe care le am, Israelul a reușit să deschidă relații uh, foarte apropiate cu uh, Azerbaijanul. Azerbaijanul este o fostă republică sovietică, sigur este islamică, dar este mai democrată, și este în partea de nord a Iranului, numai la 200 de mile de Teheran din Azerbaidjan. Este cel mai ușor de lovit din Azerbaidjan. Dacă într-adevăr, din sursele pe care le-am le verificat, guvernul de la Azerbaijan permite Israelului ca să folosească bazele lor militare pentru un atac împotriva Iranului. Deocamdată, azerii sunt dispuși să facă lucrul acesta, chiar dacă au amenințări din partea Rusiei. Având relații speciale cu Rusia, fiind că au făcut parte din Imperiul Sovietic, însă, Azerbaijanul, care a descoperit mari resurse de petrol, vrea să fie tot mai independent în relația și dependența de Rusia, și de aceea este interesat să dezvolte relații cu americanii și cu. Israelul, în efortul lor comun de a pune în situație nefuncțională puterea militară și energetică de petrol a Iranului. Deci au trei opțiuni. La ora actuală, toate trei opțiunile sunt studiate de către Israel îndeaproape. Și după declarațiile noului guvern israelian, în care Benjamin Netanyahu a preluat puterea, nu suntem departe de un atac israelian împotriva Iranului, nu suntem departe deloc. Și aceasta cu atât mai mult cu cât avansarea îmbogățirii uraniului în Iran. Este tot mai mare și tot mai evidentă, iar Israelul este convins că dacă nu intervine, nu fac un atac preventiv, supraviețuirea lor este pusă sub semnul întrebării. Și de aceea. Israelul este hotărât dacă e nevoie să folosească chiar arma nucleară, se estimează că evreii dispun de peste 200 de uh, rachete cu încărcătură nucleară uh, și doctrina lor militară este uh, doctrina Samson uh, care însemnează următorul lucru ne apărăm până în dinți. Dacă vrăjmașul și în special Iranul și asistat de popoarele islamice din jur vor veni împotriva noastră și nu va fi cale de scăpare pentru noi decât să ne arunce numai pe noi în mare și să ne nimicească cu un atac nuclear, mai bine folosim noi atacul militar și inimicim pe toți și murim odată cu, cu ei cum a murit Samson cu filistenii de deci, aceea uh, doctrina militară israeliană este doctrina Samson la ora actuală uh, pierim cu toții dar și vrăjmașii noștri pier și nu se mai ridică uh, sperăm că nu se întâmplă lucrul acesta și eu cred că nu se va întâmpla uh, pentru că Dumnezeu are alte planuri, și ceea ce Dumnezeu spune în Iremia 49, de la 35 la 39, cu atacul împotriva Elamului, și ceea ce Profetul Ezechiel spune în 38 și în 39, capitolele despre atacul iranian împotriva Israelului, este că de data aceasta. Dacă Israel devine neputincios în atacul din partea Iranului, Dumnezeu va prelua toată povara Israelului și nu va trebui Israelul deloc să lupte împotriva Iranului, pentru că Dumnezeu va lupta pe cale supranaturală, folosind elemente supranaturale, ca în cazul Sodomei și Gomorei ca în cazul războiului cu Sisera, pe vremea judecătorilor când a căzut pucioasă, ploaie și grindină nemai cunoscută în istoria omenirii, a căzut din cer și a nimerit, nimicit oastea lui Sisera. Deci, iată câteva aspecte militare și câteva aspecte speciale care se întrevăd în Orientul Mijlociu și în special în relația dintre Iran și Israel, Israel și Iran. Dar dacă ne uităm bine, cum spuneam, la toată relația de aici, pentru că Israelul a avut relații bune cu Persia, cu Iranul, până în 1979, când Homeini a preluat puterea și a transformat Iranul într-o republică islamică, înțelegem, înțelegem, că situația specială din Orientul Mijlociu, pentru toți ascultătorii, trebuie să știți lucrul acesta, nu este una militară neapărat și economică. Situația care duce la relații din Orientul Mijlociu este una religioasă. Este una religioasă. Uh, iranienii sunt un popor persan, farsi le spune, uh, arieni la care se uita Hitler și tângea să uh, facă parte din uh, această rasă pură. Uh, și nu vorbesc araba, vor, uh, iranienii vorbesc farsi, persana, dar sunt uh, un stat uh, islamic. Religia este islamică, însă spre deosebire de marea majoritate a lumii islamice, care este de uh, doctrină suni, sunistă, și este puțin mai liberală, uh, iranienii sunt de doctrină șiită, sunt șiiți. Ce se întâmplă? Ce este una și ce este alta? Suniții se consideră descendenții direcți ai lui Mahomed. Sunii. Șiiții se consideră descendenții, adevărații descendenți ai lui Mahomed, dar nu prin linia sunnită, ci prin linia șiită, Adică, uh, unul din urmașii lui uh, Mahomed, din familia lui descendent direct din Mahomed, Ali, uh, a avut pretenția că el este moștenitorul spiritual al uh, lui Mahomed. Dar cei ce s-au ridicat cu această pretenție au fost asasinați rând pe rând. Pentru că uh, unul din socrii lui Mahomed, Abu Bakr, fost general în armata lui Mahomed, a avut grijă să asasineze pe toți pretendenții la putere în uh, noul sistem religios-politic a lui Mahomet care a murit și să rămână el în putere și descendenții lui sub o conducere numită califat. Din descendenții lui Ali a rămas unul singur, al 12-lea, pentru că primii 11 care au avut tendința să devină califi au fost asasinați. Cel de-al 12-lea era minor și în tradiția islamică spune că pe acesta l-a ascuns Allah. Și a făcut o profeție că el se va arăta din nou în vremurile din urmă și se va arăta sub numele de Mahdi, un mesia islamic. Iranienii au această doctrină că ei sunt și uh, fiind moștenitorii uh, adevăratei religii islamice, care este foarte extremistă, foarte. Uh, Diferite de cea suni, pentru că este ultraconservatoare, uh, actuala conducere islamică, ayatollahii au uh, scos chiar și un film care circulă în Iran, acum de câțiva ani de zile, uh, potrivit căria ei sunt generația care îl vor aduce pe Mahdi ca să unifice toată lumea islamică și cine nu va accepta să se unifice sub conducerea lui Mahdi, bineînțeles că va fi anihilat, va fi omorât. Dar ca să se întâmple lucrul acesta, cei cinci ayatolahi islamici și iți care conduc Iranul, Spun că lumea trebuie destabilizată, trebuie creată confuzie și trebuie creat haos, pentru ca pe haosul acesta ei să poată să pună mâna pe putere și să faciliteze apariția lui Mahdi, a acestui Mesia. Și, spre surpriza ascultătorilor noștri, când acest Mahdi se va arăta, el nu se arată singur, el vine împreună cu Isus Hristos dar Isus Hristos este numai uh, asistentul lui Magdi, pentru că este inferior lui Magdi. Și să nu vă surprindă ce vă spun acum, când Magdi se arată împreună cu Isus Hristos, Isus Hristos uh, va face o declarație publică în auzul întregii lumii. Și declarația lui publică va fi aceasta: Eu sunt Isus Hristos profetului Allah n-am fost evreu niciodată și n-am fost creștin niciodată v-am mințit până acum deci vă admite că am mințit lumea eu sunt profetului Allah și uh, sunt uh, al doilea după Mahomed și după Mahdi am venit ca să Întorc toată lumea, și iudaică, și creștină, la islamism. Iar dacă cineva nu primește mesajul meu adevărat acum, vom veni împotriva lui și împotriva acelei țări cu toată ura și mânia islamică, nimicind pe oricine se opune. Acest Isus nu este biblic, acest Isus este. O invenție șiită, dar liderii islamici iranieni sunt convinși de această doctrină și ei sunt convinși că ei sunt oamenii care trebuie să creeze haosul din care să se ridice Mahdi împreună cu Isus și să aducă lumea la ascultare islamică. De aceea, pentru toți ascultătorii noștri, vreau să știți situația. Din Orientul Mijlociu, care agravează și relațiile internaționale, nu este neapărat o situație numai militară și numai economică. Petrolul care circulă prin strâmtoarea Hormuz. Cauza fundamentală este o cauză spirituală. Diavolul se folosește de lumea islamică ca să tulbure relațiile internaționale, să ridice popoare împotriva lui Israel și să continue să creeze exact cum le este doctrina. O stare de haos în Orientul Mijlociu ca pe această stare de haos popoarele lumii să urască mai mult pe Israel și să vină cu legi care să-l uh, lege pe Israel de așa manieră și să-l împiedice să nu se poată să nu se mai poată ridica uh, la nivel de influență în lumea contemporană. Însă vestea bună pe care o am este că Dumnezeu nu are astfel de promisiuni. Dumnezeu are promisiuni că Israel va ajunge în final cap și nu coadă. Plus, din perspectivă economică, uh, Israel va ajunge o putere economică mai mare decât orice altă putere economică care a fost până acum la ora aceasta. Și primul lucru pe care vreau să vă spun este că începând de săptămâna aceasta, când eu vă vorbesc, la începutul acestei săptămâni, Israel a început exportul de petrol din marea mediterană. Primul tank petrolier israelian a plecat. Din, uh, baza, uh, de la una din cele trei baze de producție a gazului și a petrolului din Marea Mediterană, a plecat spre Grecia. Israel a semnat un contract cu Uniunea Europeană, care este paralizată datorită Rusiei, care a închis robinetul de aprovizionare cu petrol și cu gaz natural. Și pentru că Israelul a descoperit cele mai mari uh, zăcăminte de gaz natural din lume, în Marea Mediterană, pe teritoriul care aparține de ei, deci primii 12 km de uh, mare, după tratatele internaționale, și, uh, cum am spus, Israelul a semnat un tratat de export a petrolului și gazului natural cu Uniunea Europeană, cu Anglia. Iar în Orientul Mijlociu, cu Grecia și cu Iordania. Și săptămâna aceasta am citit această informație: primul tank petrolier către Europa a plecat, cred că luni sau marți, către Grecia. Și, prin urmare, Israelul este pe punctul să se ridice economic și energetic, așa cum nu s-a întâmplat până acum și cum n-a cunoscut lumea până acum, iar având în vedere situația volatilă din Rusia și din uh, Iran, care controlează producția de petrol uh, a OPEC-ului, uh, Israelul va deveni tot mai influent și uh, noile descoperiri de zăcăminte pe care le vor avea vor fi uh, uimitoare pentru că, așa spune Scriptura, că, de exemplu, Asher uh, își va scălda piciorul în uleiul pământului. Uleiul pământului este petrolul uh, în, în orice gândire a, a popoarelor. Uh, prin urmare, Israelul este destinat măreției economice să nu uităm că intelectual Israelul umbrește toate popoarele. Deși este un stat așa de mic, cei mai mulți laureați ai premiului Nobel din lume sunt evrei, sunt israeliți. Invențiile lor uh, sunt în toată lumea. Gândiți-vă la telefonia mobilă, este inventată de ei, uh, cuptorul cu microunde, cum spun românii, este inventat de ei telecomanda este inventată de ei, sunt atâtea invenții pe care evreii le-au făcut și care stau la baza civilizației și a bunăstării omenirii. Dacă Iranul vrea să nimicească acest popor, să nu uităm, ei stau bine în invenții militare, dar în ce privește în invenții intelectuale care să ajute lumea, sunt prea mult înapoi. De ce? Pentru că religia islamică nu încurajează o dezvoltare intelectuală, religia islamică încurajează uh, lipsa de gândire, încurajează despotismul care să controleze mintea și gândirea oamenilor și să nu-i lase să se dezvolte și să nu-i lase să uh, aibă un cuvânt de spus în. Uh, Economia națională și în economia mondială, în relațiile a, a, internaționale. Deci, frații mei, suntem într-o perioadă în care a, un război este iminent între Israel și Iran. Cele șapte centrale, șapte a, zone care. Au centrifuge și în total peste 10.000 și care îmbogățesc uraniul. Au fost mereu lovite de către sistemul cibernetic israelian și american, dar întotdeauna în final iranianii au reușit să, să se recupereze. Au fost asasinați oamenii de, de vârf care conduceau uh, uh, aceste programe nucleare. S-au ridicat alții, pentru că tenacitatea iraniană este proverbială. Scopul lor este să nimicească Israelul, să-l arunce în mare. Și scopul lor este să domine lumea islamică, și odată ce reușesc să domine lumea islamică, este să domine lumea întreagă prin Mahdi și modelul de Isus pe care el îl pun și care este contrar învățăturii Sfintelor Scripturii. De aceea, consider că în timpuri ca acestea, noi, creștinii, să stăm pe cuvântul Domnului ca să cunoaștem mai cu deamănuntul. Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos și timpurile în care trăim. Pentru că dacă nu cunoaștem vremurile acestea, ignoranța și necunoașterea este în dezavantajul nostru. Pregătirea noastră ca să-L întâmpinăm pe Domnul nu poate să aibă loc după cerința Sfintelor Scripturi. Eu nădăjduiesc că informații ca acestea pe care vi le-am dat astăzi și deschizindu-vă mintea ca să vă uitați la relațiile internaționale diferit mai mult decât le învățăm de la mass media și care este prejudiciată pentru că mass media este de regulă din nefericire antisemită în mare parte sau este camuflat antisemită Cuvântul Domnului nu este antisemit, cuvântul Domnului este direct și ceea ce v-am spus din cuvântul Domnului, și din informațiile pe care le avem cu privire la ce se întâmplă în lumea contemporană, în particular în Orientul Mijlociu, sunt adevăruri pe care dumneavoastră puteți să stați liniștiți, pe care puteți să le analizați și apoi să le aplicați în viața spirituală de zi cu zi ridicându-vă privirea în sus, văzând cât de aproape suntem de venirea Domnului nostru Iisus Hristos și rugându-vă împreună cu Duhul Sfânt care zice Vino Doamne Iisuse! Amin? God bless you! Amin. Amin! Mulțumim, frate Lazar! Mergem înspre întrebările care au venit deja pe redacția noastră, pe număr și totodată întrebările care au apărut și aici, pe comunitatea noastră, vocea creștinilor, așa că... Prime întrebări. Prima întrebare vine de la Ionut Sandel. Frate Lazar, știți de ce zile trecute s-a întâlnit cei din Israel cu cei din Ucraina? Poate oferi sprijin Ucraina, Israelul? Uh, Israelul urmărește îndeaproape uh, războiul din Ucraina, pentru că Israelul este interesat în ceea ce va face în final Rusia. Fiindcă Israelul știe că vine ziua când Rusia, în alianță cu Iranul de care am vorbit astăzi, cu Turcia, cu Libia și după mine, inclusiv Germania va da girul la aceasta, gomerul, din profeția lui Ezechiel vor veni împotriva lui împotriva lui Israel și atunci Israelul este interesat să dea înapoi această invazie rusească împotriva împotriva țărilor și de aceea în întâlnirea cu Ucraina cred că Israelul vrea să sfătuiască pe ucrainiani conducerea ucrainiană cum să lupte împotriva rușilor, cred că le dă și arme și cred că cel mai mult vor oferi ucrainienilor informații pe care Mosadu le adună din Rusia cu privire la planurile Rusiei, planurile finale ale Rusiei împotriva Ucrainei. Și de aceea Israelul se duce pe această direcție, știind că și Rusia face alianțe tot mai deschise cu Iranul și cu Turcia, și cu Siria, bineînțeles, și amenință tot mai mult, tot mai deschis. Israelul, mai ales că au baze militare în Siria acum și Israelul a făcut incursiuni nenumărate în Siria de când rușii sunt acolo și a lovit baze militare siriene și iraniene de asemenea care sunt în în, în Siria Israelul este interesat să lovească bazele militare iraniene din Siria pentru că au și Hezbollah Acolo baze, și de, dacă ați văzut informația aceasta, Iranul, care are relații economice și militare cu Turcia, s-a folosit de tragedia aceasta din Siria și din Turcia și au spus că vor să le trimită ajutoare pentru refacerea orașelor și ajutorarea populației care a fost afectată de cutremurile, cele două care au avut loc recent în Turcia și în Siria. Dar sistemele de informație ale Mossadului israelian au aflat și au demonstrat că în transporturile Aeronautice pe care iranienii le-au făcut către Siria și către Turcia nu erau ajutoare materiale pentru sinistrați, ci erau încărcături militare, rachete, care să fie așezate în Siria și să fie așezate prin Turcia, în sudul Libanului, că în cazul în care Israelul va lovi. Bazele nucleare iraniene, Hezbollah, să pornească cu un atac de rachete împotriva Israelului, fiind acolo în coastă, pot lovi mai ușor, pentru că nu este distanță mare. Și de aceea, discuțiile dintre israelieni și ucrainieni sunt pe această temă: cum să. Întârzie ruși să-i dea înapoi ca să nu ajungă la planul lor final. Mergem mai departe la o altă întrebare care vine de la Daniel Niagoe, Bacevo. Aș vrea să întreb dacă vreun președinte american a fost credincios evanghelic și dacă da, cine. Mulțumesc, Daniel. Bă, sunt, au fost mai mulți președinți americani credincioși evanghelici. Uh, Ronald Reagan credincios prezbiterian, George W. Bush a fost un credincios episcopal, înainte de ei, în timpul războiului, președinții care au fost, au fost credincioși evanghelici, Jimmy Carter a fost un credincios baptist, chiar și diacon în Biserica Baptistă, deci mulți președinți americani au fost credincioși evanghelici. Ce mai mulți au fost din Partidul Republican? Cei mai mulți din Partidul Republican, da. Partidul Republican este mai aplicat spre bisericile evanghelice din America? Partidul Republican este, aplic este aplicat spre familie, da. spre economie, da. spre armată și spre libertățile religioase. Asta este doctrina Partidului Republican. Și de aceea sunt mulți senatori republicani care sunt... Credincioși, uh, inclusiv vicepreședintele uh, Mike Pence al lui. Corect, uh, a, da, a fost vicepreședinte a președintelui Trump, uh, a fost credincios, uh, Harismatic, uh, Dan Quayle de asemenea a fost uh, fost vicepreședinte sub George Bush bătrânul a fost un credincios harismatic și botezat de Domnul cu Duhul Sfânt și mulți membri în Congresul American și în Senat sunt credincioși evanghelici. Ne lipsesc în România atât de mulți cât ar fi în America. Avem câțiva și Domnul să-i binecuvânteze, dar Amin. prea puțini. Bine, mergem mai departe de la Penina Mihoc. Frate Gog, vom, voi, vor reuși izraeliții să construiască ultimul templu? Vrea să zic, vreau să zic templul de acum și ce se va întâmpla după aceea? Da, vor reuși, pentru că trebuie să se construiască. Desfășurarea evenimentelor sfârșitului este legată de construcția celui de-al treilea templu în care Anticrist va intra și se va da drept Dumnezeu, așa spune Sfânta Scriptură. Ca să intre în templul lui Dumnezeu și să dea drept Dumnezeu, trebuie ca templul să se reconstruiască. Așa. Cred că aceste evenimente care se întâmplă sub ochii noștri, acordurile Abraham, Abraham accords, prin care Emiratele Arabe Unite Marocul, Bahrainul, Qatarul au semnat tratate de pace cu Israelul sub președintele Trump și au deschis relații diplomatice prin ambasade. La ora actuală se lucrează intens, cum am spus, cu Arabia Saudită. Arabia Saudită este interesată să intre și ea în acest Abraham Accord și să recunoască existența statului evreu și să deschidă relații uh, diplomatice de ambasadă și bineînțeles că odată deschise relații diplomatice se deschid relații economice de care beneficiază amândouă țările. Uh, dar ce cred eu este că Arabia Saudită fiind capitala uh, islamismului mondial prin Mecca, acolo unde se duc uh, în pelerinaj uh, Credincioșii islamici, măcar o dată în viață, ca să poată să aibă parte de uh, viața eternă cu Allah, așa spune uh, religia islamică. Uh, Arabia Saudită, fiind cea mai influentă, uh, cred că va ajunge să influențeze lumea islamică să fie de acord ca uh, Israelul să construiască cel de-al treilea templu. După cum ei au un centru unde să se închine, și Israel trebuie să aibă un centru unde să se închine. Și cred că Arabia Saudită va fi instrumentală. Cum se va face aceasta? Se va putea face în două feluri. Unu, ori se întâmplă un cataclism. Un cutremur puternic, de exemplu, în Israel, care va nimici cele două moschee care sunt pe platforma unde a fost Templu, și atunci, nemai având aceste locuri sfinte islamice statele islamice să fie de acord ca Israel să-și construiască templu, unu, sau doi, noile descoperiri arheologice care se fac continuu în aceste locuri să demonstreze că templul lui Solomon a fost lateral de cele două moschee, deci pe aceeași platformă, dar lateral, mai spre Sion, cum zice David, spre cetățuia lui David și uh, astfel să se poată uh, ajunge la o înțelegere potrivit căreia uh, să fie construit și templu uh, în aceeași zonă cu cele două moschee. Ezechiel are o profeție în această direcție, cred că sunteți în cunoștință de ea. Am să o citesc pentru sora care pune întrebarea și pentru ascultătorii noștri. Și profeția este în Ezechiel 43, versetele 7 și 8. I-auziți Ia cât este de, de revelatoare. El mi-a zis, Fiul omului, aceasta e, acesta este locul scaunului meu de domnie. Deci locul scaunului de domnie este locul unde este templu. Că acolo și-a pus domnul scaunul de domnie. Locul unde voi pune talpa picioarelor mele. Aici voi locui veșnic în mijlocul copilor lui Israel. Ascultați bine acum ce urmează. Casa lui Israel și împărații lor nu vor mai pângări numele meu, cel sfânt, prin curvile lor și prin trupurile moarte ale împăraților lor la moartea lor. Și atenție acum, ca atunci când își puneau pragul lor lângă pragul meu, deci moscheia lor lângă moscheia mea, stulpii lor lângă stulpii mei și nu era decât un zid între mine și ei. Deci ce se poate face? Se, se poate demonstra arheologic că templul lui Solomon a fost lateral de unde e moscheia Dom of, the, Dom of the Rock la ora actuală și atunci să ajungă la o înțelegere, să împartă platforma aceea care are o suprafață de 46 de acri, să o în două, să facă un zid, jumătate israeliană, jumătate să rămână arabă. Și spune cuvântul Domnului prin profetul Ezechiel că pragul lor era lângă pragul meu, stâlpii lor lângă stâlpii meu și între mine nu era decât numai un zid de despărțire. Deci se va construi. Care din aceste modele nu știu, dar eu prefer și cred mai mult, mai mult că ceea ce Ezechiel spune va fi o înțelegere în urma acestor... Abraham Accords, acordurile abrahamice între Israel și statele islamice care vor conveni să recunoască pe Israel ca stat și dreptul pe care îl au de a-și uh, dezvolta țara și religia după cum și ei și o dezvoltă în țările lor. Mm -hmm. O întrebare care vine de la Claudia Angela, ce puteți spune despre lipsa Libanului din coaliția împotriva Israelului în vremurile de pe urmă? Libanul nu lipsește, deci pentru dumneavoastră, uitați-vă bine în psalmul 83. Libanul este uh, în coaliție cu statele arabe uh, care vor veni, deci va fi un război care va uh, împotriva lui Israel, o coaliție arabă și vă citesc. Veniți, zic ei. Să-i din mijlocul neamurilor, pe evrei, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Se strâng toți cu o inimă, fac un legământ împotriva ta. Corturile lui Edom, ăștia sunt palestinienii acum, și Ismaeliții, este Arabia Saudită, din nefericire. Moabul, este sudul uh, Iordaniei, și Hagareniții, nordul Egiptului. Hagareniții formează nordul Egiptului. Auziți, Gebal. No, Gebal este uh, centrul Libanului de astăzi. Deci așa se numea centrul Libanului, Gebal. Amon este centrul Iordaniei de astăzi. Amalek sunt uh, locuitorii din peninsula Sinai. Filistenii sunt uh, palestinienii de astăzi și auziți, cu locuitorii tirului, deci să-și libanezii, nu? Libanezii și în special, când zice locuitorii tirului, sunt uh, uh, populația aceasta islamică uh, terorizată și condusă în Liban de Hezbollah de partidul acesta religios-politic. Asiria se unește și ea cu ei. Asiria este uh, Siria de astăzi, deci nordul Siriei și Irakului și își împrumută brațul ei copiilor lui Lot. Uh, este uh, sudul uh, Siriei de astăzi. Uh, prin urmare, Libanul nu lipsește din coaliție, este acolo și în războiul care de asemenea este foarte aproape, așa cum în 49 au atacat Israelul imediat după ce s-a fost declarat stat, după cum în 67 cinci state arabe s-au unit ca să atace Israelul și au pierdut Israelul cucerind și Ierusalimul și după cum în 73 din nou acele state arabe s-au unit ca să lovească Israelul, va mai fi un război și acesta este război din psalmul 83 în care nu numai 5, toate 10 state arabe din jur vor veni împotriva lui Israel și aceasta va fi nimicirea lor pentru totdeauna. o întrebare care vine de la fratele Adrian. A fost Duhul lui, a fost Duhul lui, cred că lui Dumnezeu, peste Donald Trump când l-a trezit ca pe Cirus, când Trump a recunoscut Ierusalimul ca și capitală. Cred că da. Eu am mai auzit uh, varianta asta la american, la români american, că se vehicula în presa americană sau în preza creștină din America, cum că uh, Donald Trump a avut uh, ca și s-a trezit așa ca și Cyrus, uh, recunoscând el să și capitala. Uh, nu știu ele, uh, detalii de felul acesta, dar că cădul domnului a fost peste Donald Trump este clar, când a făcut această hotărâre, uh, rabinatul evreu a recunoscut lucrul acesta și a declarat lui Trump pentru noi tu ești un cirus. Deci a, au venit o delegație, am urmărit știrile și am ascultat delegația vorbind cu el și a spus tu ești un cirus pentru noi. Uh, și de altă parte să nu uităm că Donald Trump a avut foarte mulți consilieri creștini născuți din nou care studiază profețiile și care l-au sfătuit în această direcție și de care Donald Trump a ascultat și de aceea putem să spunem că Duhul Domnului l-a călăuzit. Cine a fost primul făuritor de arme din Biblie? Primul făuritor de arme din Biblie, cred că a fost Tubal Cain, deci fiul lui Cain, care a dezvoltat metalurgia, industria metalurgică. Și, bineînțeles, că armele de care vorbim sunt cuțitele, săgețile, săbiile. Scuturile, și de acolo s-a pornit apoi o industrie întreagă. Înainte de a continua, vreau să spun frate Ciprian că nu putem merge mai mult de 10 minute de aici încolo, oh, pentru că oh. Peter se pregătește să meargă la școală. Trebuie Am să fugă la școală. Așa că lăsăm să meargă la școală. Vă luăm o întrebare, două. Ce ne puteți. Nu, era aici, de la Ionut Sândel... Israel va bate Iranul încât să-l șteargă de pe hartă? Cine? N-am înțeles. Israelul. Aha. Ar putea sau poate să-l bată Iranul încât să-l șteargă de pe hartă? Iranul să bate pe Israel. Uh, nu, Israel să bată pe Iran. Israel să bate pe Iran. Da, Israelul poate să, să bate pe Iran și îl va bate. Deci, acolo la Elam, în sud-vestul sud uh, Iranului de astăzi. Vor fi. Uh, Israel va lovi și va paraliza uh, Iranul, uh, și de aceea Iranul va veni împotriva lui Israel, împreună cu rușii și cu Turci și cu coaliția aceea despre care vorbește Ezechiel, în războiul lui Gog uh, Dar, bineînțeles, că uh, în această invazie Israelul nu se va lupta. Cel ce va lupta va fi numai Dumnezeu, va fi o un control supranatural al războiului uh, și uh, Iranul va fi nimicit, dar nu în totalitate. Nu în totalitate, pentru că Biblia vorbește că Domnul își va uh, pune un scaun de domnie în Elam. Însemnează că va rămâne o rămășiță și dintre ei, iranieni uh, însă care se vor întoarce la Domnul și vor sluji pe Domnul, nu vor mai sluji islamismului după aceste confruntări. Bun, și o ultimă întrebare. Era una aici, da. O întrebare care sună așa. Care sunt cele șapte duhuri menționate în Apocalipsa 1 cu 4? Cele șapte duhuri din Apocalipsa 1 cu 4. Da, cele șapte duhuri din Apocalipsa, în principiu, sunt văzute uh, prin prisma profetului Isaia uh, din uh, din capitolul uh, uh, 11 unde zice Duhul Domnului se va odegni peste el, duc de înțelepciune, de pricepere, de sfat, de tărie, de cunoștință și de frică de Domnul. Deci sunt șapte aspecte uh, specifice legate de duhul. Este același duh, nu eu sunt șapte duhuri, ma, este expresia șapte duhuri. Este același duh cu șapte uh... Caracteristici distincte, facultăți distincte. Odată, relațional este Duhul Domnului, apoi este duc de înțelepciune, apoi este duc de pricepere, este duc de sfat, este de tărie, de cunoștință și de frică de Domnul. Sunt șapte aspecte legate acolo și toți teologii converg spre această explicație a celor șapte duhuri din Apocalipsă. Bun, ne oprim aici pentru această seară, dar și faptul că colegul nostru a Trebuie să plece la școală, îi dăm întâietate. Eu sure. aici pentru seara aceasta. Aș vrea să încheiem această seară cu o rugăciune, pe de Dumnezeu, să în continuare să ne galozească, să ne descopere tot mai mult voia plăcută a Lui, și noi să fim nu doar ascultători, ci și împlinitori ai plăcerilor, ai lui supreme. Cel care ne-a dat viață și care ne poate da în continuare din harul din miri, lui și până la urmă esenței să putem să rămânem mântuiți toată viața noastră și atunci când el va veni să fim în împărăția lui cu el, să fim gata de plecare. Uh, pentru această seară, frate Lazar, haideți să încheiem cu o rugăciune și să ne amintim și de faptul că săptămâna viitoare ne așteaptă conferința Fie ca Duhul Dumnezeu să ne vorbească, Duhul Dumnezeu să ne, să ne, aducă pacea, liniștea și o reîmprospătare a, da, a, a, căii noastre cu El în continuare Poate o, sunt persoane care vor veni cu așteptări mari, cu așteptări ca Dumnezeu să le vorbească prin dumneavoastră și prin fratele, fratele Florin Antonie Așa că um, încredințăm și această conferință care ne în față ca să avem mult har ceea ce faci. Amin. Vă rugați, dumneavoastră? Sigur. Da, Doamne Iisuse, venim în ta, înaintea ta, Doamne, și în aceste momente ale serii Doamne, îți mulțumim că ne vorbii prin toatele Doamne, să dai în continuare mult har, doamne, să-i dai multă înțelegere, doamne. doamne, să se da, prezinte înaintea poporului, înaintea oamenilor, înaintea ascultătorilor, doamne, ca un, ca un om, doamne, încercat, cu multă înțelepciune, care ascultă de tine, doamne. Doamne, doamne te rog, rog să-l protejezi, casa lui, te familia lui, biserica, doamne, unde doamne, slujește din Anaheim. Doamne. Doamne. Te rog, biserica Emanuel să fie binecuvântată în continuare de tine, doamne. Te mă rog, rog, doamne, de -a -te -a tot ceea ce faci în viața lor, Doamne, tu să fii Domn și să fii singurul și uh, a tot puternicul Dumnezeu care dai har și dai uh, iertare, dai mântuire, Doamne, și dai bunătate din tine. Da, Doamne. Doamne. Fi și cu noi, Doamne, cu familia noastră, Amin, cu echipa, Amin, Doamne. Care a creștinilor, Doamne. Da, Doamne. Și, Doamne, să ne stă în față o conferință, Doamne. Până la urmă, ți-o dedicăm ție, numele tău să Amin, glorificat să fii tu, Doamne, și nu noi, ci și nimeni, Doamne, să nu fie înălțat decât numele tău, Doamne. Ne apropiem, Doamne, de, de, acest eveniment, Doamne, cu așteptări mari de la tine, Doamne, și nu da, de la oameni. din ceruri. Tu să ne vorbești, Doamne. Te rog, Doamne, să-l păzești pe fratele Lazar, pe fratele Antonie, Doamne, care vor veni, Doamne, la această conferință, te rog să păzești în drumul lor, doamne, la plecare. Te și rog, tată. Te rog să binecuvântezi pe fiecare care va veni, doamne, la conferință, pe fiecare participant, doamne, fiecare soră și frate, doamne. Tu da, să doamne. ne privești în aceste momente și te glorificăm pe tine în toate lucrurile, doamne. Tu să fii înălțat, tu să fii glorificat și um, rămâne cu tine până la capăt. Amin. Amin. Așa că pentru tot aceia care încă mai aveți dubii, vă, vă, rugăm să vă înscrieți și vă invităm să vă înscrieți la Comunița Vocea Creștinilor cu posibilitatea să, să, fiți aici cu noi la Rad, să viitoare seara. Doar suntem pentru a da, cum am zis, cu și mapele. Sâmbătă să începe la ora 9, dar vă, Invităm să fiți cu noi încă de la orele 8 dimineața pentru că o să avem un flux de oameni și vrem să procesăm foarte repede intrarea în biserică Veți primi un mail în săptămâna aceasta care vine Pentru toți aceia care, care doriți să fiți parte, vă rugăm să, dacă încă nu știți și e un impediment taxa de participare, scrieți-ne un e-mail am primit e mail săptămâna aceasta că, do că, sunt, au fost frați și surori familii care doresc să vină, dar a fost un impediment parte de plată. Noi am acceptat astfel de, uh, astfel de uh, situații. Persoane, situații ca să fie parte cu noi, ca să nu fie un impediment. Datorită și mulțumim Domnului pentru alți frați care au putut să doneze pentru această lucrare și pe această care vă mulțumim tuturor celor care v-ați implicat, care veniți, acelor care nu veniți și ați Ați făcut donații pentru ca alții să vină. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă Amin. aibă lumea. în continuare. Toți aceia care doriți să fiți parte la această lucrare, aveți în detalii, în detalii acestui video uh, contul de la Vocea Creștinilor, de la Asociația Vocea Creștinilor. Sunteți parte cu noi la această lucrare și. O să vedeți că în continuare vom avea mult mai multe proiecte și o să vă arătăm și ceea ce am făcut în perioada următoare. Frate Lazar, o să vedeți studio o, o săptămâna viitoare când veniți la noi. No, good. <laughs> Eu poate un mic așa, podcast aici să vedem cum stăm cu timpul, dar cel puțin vreau să să-l vedeți și o să vă facem poze aici. Mulțumesc! Bun. Mulțumim! Mulțumesc. Uh, toate detalii despre conferință le găsiți pe uh, conferința uh, vocea pe conferință și acolo vă puteți înscrie. O seară binecuvântată, ne întâlnim mâine seara. Sâmbătă seară, sâmbătă seara la avem pe fratele Nicolae Geantă și fratele Marian Volintiu în Canada, transmise directă din Canada. Fiți binecuvântați! Amen! Emisiunea Vocea Creștinilor Live Locul unde se face auzită vocea ta prezintă Dialoguri și interviuri cu invitați speciali Voci din lumea creștină Cu moderatorul Ciprian Luca Știri de ultimă oră din România și întreaga lume Website voceacreștinilor.com Informații utile din lumea creștină Vocea creștinilor